Soarta familiei Ulma, căreia este dedicată expoziția și al cărei nume îl poartă muzeul dedicat polonezilor care au salvat evrei, este pe de o parte unică și individuală, iar pe de altă parte reprezentativă și comună cu soarta a mii de polonezi care în timpul celui de-al doilea război mondial au făcut gesturi eroice de a-i salva pe semenii lor evrei. Ne aflăm în cea mai proaspătă expoziție a memorialului Sighet. Expoziția Samaritenii din Marcova, realizată de Institutul Polonez. Deschiderea ei, vernisajul, a avut onoarea să aibă prezent pe vicepreședintele Institutului Memoriei Naționale a Poloniei, deci instituția maximă care la noi nu există în privința memoriei, și pe excelența sa, ambasadorul Poloniei în București. În continuarea acestui vernisaj va avea loc o dezbatere în care vor fi comparate cazuri de polonezi și de români care au avut bunătatea creștinească, pentru că, de fapt, bunătatea este subiectul acestei expoziții, care vorbește de o familie care a fost executată în întregime. Această expoziție ne povestește despre cum răul a fost învins de lucruri bune. Arătăm aici povestea familiei Ulma, care a întins o mână de ajutor către cei care erau într-o situație mai dificilă. Această istorie și acest muzeu arată ce s-a întâmplat în situațiile în care se renunță la idei iudeo-creștine, care sunt înlocuite de ideologii naționaliste. Expoziția Samaritenii din Marcova va putea fi vizitată până în 31 august, zilnic între orele 9:30 și 18:30.